Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Unii dintre liderii politici ai acestei țări trăiesc într-o realitate paralelă și asta n-ar fi chiar așa o problemă dacă n-ar trage după ei acolo comunități întregi, oanii. Iată cazul șefului de necontestat al județului Vaslui, PSD-istul Dumitru Buzatu, cu o avere impresionantă și deja întemeietor al unei dinastii abonate la banul public. Acest personaj este împreună cu familia lui șef de partid de județ de 23 de ani și șef al Consiliului Județean de mai bine de 11, soția dânsului e senatoare PSD, fiul a fost numit în două rânduri secretar de stat în guverne PSD, e și acum, amândoi sunt și vicepreședinți în organizația PSD Vaslui, familia Chimirsen Buzatu, s-ar putea spune, ce talent politic este în această familie. Toți chiar sunt competenți și foarte competenți, da? Toți sunt politicieni angajați la stat. Și câte astfel de familie avem totuși. Da, chiar așa, nu știu dacă și... Da, sunt destule, da. Și cu nevasta, și cu copii, și cu rude, și cu nu știu. Zilele trecute, domnul Buzatu, care este supranumit de presa răutăcioasă și ultimul baron roșu al Moldovei, a fost reales în unanimitate și ovații ca președinte al PSD Vaslui, într-o de conferință, mă rog, a avut 812 voturi sau ceva, ocazii cu care s-a declarat foarte mirat că adversarii politici îl acuză și acuză PSD ca să răci județul, din moment ce județul a fost din totdeauna sărac. Adică, înțelegeți logica foarte exact. Da. De ce ne ziceți nouă, mă, că noi suntem... Ce, mă, păi ați fost vreodată mai bogați? Nu sunteți săraci, ați fost, nu? Săracilor. Iată, citez ce zice. Una, spune domnul Buzatu, sau a spus, era și domnul Ciolacu de față, înțeleg? Una dintre temele preferate ale adversarilor noștri politici a fost că PSD-ul a sărăcit Vasluiul. Eu, zice domnul Buzatu, mă întreb de foarte multă vreme, cunoscând și situația economică a județului, când a fost acea perioadă în care vasluienii erau foarte bogați, se bucurau de cea mai mare prosperitate din țară și cum am făcut noi, cei care am fost votați de cele mai multe ori, de cea mai mare parte a locuitorilor județului Vaslui, să-i sărăcim. A declarat Dumitru Buzatu în prezența șefului PSD, Marcel Ciolacu, citat de presă. Iată, deci, realitatea paralelă despre care vorbim. Deci, acest baron local, care e la putere de ani de zile, de decenii, de fapt, consideră implicit că sărăcia județului este, cumva, argumentul succesului său. Adică, de ce s-ar plânge cineva că e sărac în Vaslui? Păi nu așa a fost din totdeauna? Da. Care e treaba mea de stăpân că sunteți la fel de nevoiași ca atunci când v-am luat? Acum, când v-am luat eu, când o fi fost. Care e? Deci mă întreb ce înțelege domnul Buzatu din cuvântul răspundere și din care este rolul liderului politic pentru o comunitate. Nu s-o ajute să prospere, să se dezvolte? Cum se poate mândri, de fapt, cu faptul că ăștia sunt la fel de săraci ca întotdeauna? Care e problema? Adevărul că, aduți aminte, dacă mergi până spre Ștefan cel Mare, și oastea lui era cea mai săracă, cei mai vai de ei, da? Și veneau turcii care aveau și arme, și alea, și alea, și alea, și alea. Deci de pe atunci eram cumva, da. Mă gândesc. Care crede dânsul, domnul Buzatu, că este responsabilitatea față de vasluieni din funcția publică pe care o deține? Oare ce anume l-ar putea face pe domnul Buzatu să observe cruda realitate, că acest județ Vaslui rămâne de decenii în coada clasamentului județelor din România, în timp ce partidul pe care reprezintă și pe care îl și conduce deține practic de tot atâta vreme toate pârghile și are acces la toate butoanele de aici. În 2021, PIB-ul pe cap de locuitor era în Vaslui cel mai mic dintre toate județele României. Și culmea, în 1989, Vaslui poate că era un județ sărac, dar nu era cel mai sărac din țară. Ca atare, domnule Buzatu, da, prin comparație cu restul românilor, vasluienii n-au dus-o niciodată prea bine. Dar se poate spune că niciodată atât de prost. Știți, Brâncuș a zis odată, v-am lăsat săraci și proști, v-am găsit și mai săraci și proști. Dacă ar fi să parafrazeze, domnul Buzatu ar putea spune, de pildă, v-am luat săraci și proști, acum vă găsesc și mai săraci și proști. Dar nu se poate spune că domnul Buzatu nu face eforturi, adică el chiar ridică media nivelului de trai în Vaslui, care este atât de joasă. Presa locală vorbește despre averea impresionantă a domnului Buzatu. Păduri, pășuni, terenuri agricole în acest județ și în cele învecinate, imobile, vile și apartamente, afaceri, participări în societăți comerciale și așa mai departe. Te și miri că mai are timp domnia sa să se ocupe de prosperitatea și propășirea județului pe care îl stăpânește? Sau cine știe, poate că tocmai aici ar fi o problemă. Deșteptarea
cu Vlad, George și Luca la Europa FM.